It's leather. 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 Yeah, really leather. Really, real leather. Yeah. Ia uitați. O mașină electrică, a doua mașină electrică. Mamă. Ia uite, a distrus la tot. A treia mașină electrică. A patra mașină electrică. Deci că ăsta e Michael Kors. Da, e Michael Kors, dar nu știu cât vrea pe el. And you work here since when? This one? You for me. Yeah. For how many years you work here? This one? Yeah. Here have the logo. No, here. No, you. You work here since when? For how many years? Electrică. Pui mort. Ceasuri. Electrică. Așa. Ia uite bus. Toaletă. Hai să intrăm la toaletă. Bă, culmea. Mamă, stați că am mai văzut niște Adidas și urâs de toți. Ia uite, frate. Ce să măia, să moară fata mea. Deci vreau să întreb. One second, sorry. Mamă, deci ăștia sunt cele mai urâte chestii pe care le-am văzut, poate și eu. Ia uite-l pe ăsta. Unde vrea să mă duc, mă? Ce vrei să mă duci? Unde vrei să mă duci? What? Hello? What? Where? 150. No. Really? This is Chanel, no. Give this price, I give it very cheap, I sell the people this price. To people, and you make a discount for me? Yeah, discount for why? You. Why you make discount for me? How much is this? 400 for you. For me? Everything for me? For you. Everything? You make discount just for me, no? No? Easy. How much is this? 260. Close. It's open? Only many close. But here dangerous? No, because people can. Yeah. Really? Yeah. You? No. Bun venit în Guangzhou, dragi prieteni. Este a treia mea zi aici, iar astăzi ne aflăm în cea mai mare piață de fake-uri din întreg orașul. Eu nu știam, dar acest oraș, Guangzhou, apparently, este top când vine vorba de fake-uri, când vine vorba de haine produse și alte nebunii pe care foarte multă lume din Europa sau din lumea civilizată în ghilimele vine să le cumpere. Eu am niște cash la mine și vreau să mergem să vedem exact ce putem să găsim. Și da, acum este momentul să băgați un like, pentru că am văzut că atunci când vă spun și dați like, videoul le performează mult mai bine. Așa că vă rog, băgați like. Ei, asta este strada cu haine, frate. Și asta este Kimbo. Hai să vedem ce găsim pe aici. Ia uitați, de exemplu. Ia uite. Ce mișto sunt astea. Sunt, cum le zice, sunt coborașe. Super de uite. Hello. Sunt coborașe. Uite aici Adidas. Deci ne plimbăm. Uitați-vă, și m-a întrebat ăla că dacă ai să plătești cu Alipay, îți fac discount mare. Și am zis, mamă, uitați-vă ce magazin chicios, frate. Ia uite pe ăsta cât de chicios e, boss. Numai de aur, numai nu știu ce. Geci de iarnă. Mie mă interesează Adidas. Știți care e problema majoră cu camera asta? Bă, că e albă și fiind albă, se vede tot. Ia uitați aici câte fake-uri. Hello? Ia uite, de exemplu. This one, big one. What? Big size, small size. Ah, big size, small size. How much this, for example? This is exactly this price for you. 680? Yeah. Leather. It's leather. Leather. Yeah, really leather. Really? Real leather? Yeah. Mm-hmm. Okay. And you work here since when? This one? You. For me? Yeah. For how many years you work here? This one? Yeah. Here have the logo. No, here. No, you. You work here since when? For how many years? How many? You. Me? Yeah, here. Here? Yes. How many years you work here? 3 years? Yeah. Oh, okay, very Three. Nice. 680 this one, okay. And small one?
650. This is 650. Okay. Vă dați seama că n-am eu bani ăștia. Asta e mai așa de țigănie, dar fata e drăguță. Because I searched to buy a present for my mother. Și exact acum am văzut camera. Deci asta e problema cu reacția pe care o au în momentul în care văd că filmezi. Pentru că, repet, camera asta, eu sunt tot îmbrăcat în negru și camera asta este albă. Da, foarte drăguță, foarte drăguță tipa. Da. Deci acolo tot la fel, îmi voia vreo 40 de dolari. Uitați asta, de exemplu. Asta e Givenchy. Wow, asta e chiar super morfă. Asta e ceva ce aș purta eu, de exemplu. Bă, pe de altă parte, știți ce aș avea nevoie? Aș avea nevoie de niște pantaloni. Da. Vă dați seama că este o preconcepție, că zici, bă, nu-mi cumpăr de aici că sunt nașpa. Nu sunt nașpa deloc. Hai să vedem dacă mai ține în minte unde era locul ăsta. Nu, nu aici. Tot așa era cumva, mergea în jos. Dar trebuie să... M-am uitat pe filmare, dar nu pot să-mi dau seama foarte clar. Era parcă o rampă, bă, ar fi super dur. Rampă sau pantă. Depinde din ce parte. Unde te afli, dacă te afli sus sau jos. cred că mai în față puțin. Ce bani ai luat? Mamă, de ce e real? Uite, 5 bani, auzi. Mamă. Și sunt și niște tipe de culoare pe aici. Super mari. Așa cum nu prea îmi plac mie femeile. Asta e o chestie personală. Aolea, nu mai țin minte unde era ăla, frate. Cred că mai în față. Sau nu? Nu, nu, nu. Aici, stânga. Aici, gata. Hai să mergem. Hai să mergem. Hai să mergem să luăm ceva. Dacă o mai găsim pe fata asta. Că nici nu știu. Ah, da, mă, gata, gata. Aici. Și zic că m-am întors. Came back. This one. No. Something like this, small. Small. Yes. Yes, yes. Small. Yes, yes, yes. I know. Something small. This or this? I want something small. I want to buy from you. Okay. Okay. How much this? This one. Give me the best price. Okay. Best price. Best price. His Prada. His Prada? Okay. No, let's see. You say 400? Yeah. Give me good price for you. Yes, give me good price. Give me good price for you. Dar nu știu ce înseamnă acum, nu știu ce preț să-i pun. Lower than this. Lower, yeah, lower, like, wait a second, sorry. Like, for example, this. Oh, this is more expensive, okay. Nu mi se pare deloc nașpa. What is this? No, what is this? What? Ah, to put inside what? Card. Ah, for cards. Ah, okay. This is something I can use. But which one? This or this one? No, which one you say it's better for me? This? Best. No, which one you like most? This. This one? De care sunt interesant? No. 150. No. No, really? This is Chanel. No. Give this price, I give it very cheap. I sell the people this price. To people, and you make a discount for me? Yeah, discount for you. Why? Why you make discount for me? In less time, come here, my shop, I give discount for you. Okay. Okay, I get this. But you have Alipay?
Plus. What? Alipay? Yeah, I just have Alipay, yeah? Okay, so I take. Ah, you gave like this. I don't know, I have to send photo. But this I buy for me, you know? For you. I don't know how to do it. You miss one, okay? No, I don't know how. Which number? Aha. Ah, like this. Nu merge internet. Maybe outside. No good. No signal here. Oh. Only outside. Oh. Inside, no signal. Yeah, no. Yeah, no signal. Yeah. I had the lights on. Yeah, 1 second. How much is that for example? This one? Yeah, yeah. It's $550 for you. For me, special price. Oh yeah, this is nice. How much is this? $400 for you. For me, everything for me. For you. Everything. You make discount just for me, no? 1 second. Yeah, show me. Let me check. Close. Ah, it's open? Many close. Ah, but here dangerous? No. Because, people can... Yeah. Really? Yeah. You? No. Joking. People very nice, don't like this. Ah, you're very nice, no? Very nice people. Yeah, I like this. Okay. This is nice. Perfect. Thank you so much. Have a nice. Bye bye. 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 Deci cum se holbează la camera asta, bosule? Irea, deci mi-am cumpărat. Ia uite și pe asta. Mamă, ce milfetă. Așa. Deci mi-am cumpărat. Stați să vedem unde ne punem ca să vă arăt asta. Da, stai, mă, că pot să vi-l arăt așa. Sper că s-a filmat cum trebuie. Deci uitați-vă cât de calumea poate să fie. Asta chiar îmi place, mă, să mor eu. Deci asta îmi place, jur. Și am dat pe el. Bine, n-am mai stat. Ia mi l-a cerut inițial la 30 și ceva de dolari și l-am scos eu la 22. Ia uite-l pe ăsta. Unde vrea să mă duc, mă? Ce vrei să mă duci? Unde vrei să mă duci? What? Hello? What? Where? Where do you want to take me? I don't know. It's okay. Thank you. Thank you. Deci nu știu, omul voia să mă ducă undeva, dar nu știu unde. Ia uite pe băjeții. Dar hai să dăm o tură aici. Bă, deci ăsta nu e nașpa deloc, bă, frate. E țigănesc așa, ia uite și pe asta. Ne-am luat ăsta, frate. Ăsta e chiar ceva ce-mi trebuia, bă. Deci vorbesc serios, asta puțin. Uite, bă, nu găsesc și ceva de metal. Hai, mă, ceva de metal aici unde să-mi pun și ăsta. Vreau ceva de metal, please. Asta cred că am găsit aici. Ca să pot să mă manifest șoca lumea. Uitați, mă, aici, asta e metal? Nu e bă, nici ăsta metal, ca să pot să prind asta aici, nebun. Nu găsesc nimica de metal? Pe mașină? Ia. Pe mașină se prinde? Uite, pe mașină s-a prins, mă. Deci ăsta, frate, mi l-am luat. Care mi se pare extrem de drăguț și de util. Pot să-mi pun cardul, pot să-mi pun... Chiar n-aveam și e super... Chici, așa? Și stric pentru că e chici. Asta e faza tare, că o să-mi aduc aminte... Am mai avut una. Că o să-mi aduc aminte... Bă, frate, mi-am cumpărat din China, dintr-o piață în care n-am fost tare să negociez că lumea, dar 34 de dolari la 21. Pe ăsta vrea. Mi-a zis că e Chanel. Dacă e Chanel, ce să faci? Uitați-vă aici. Ce mai urât Adidas din lume, să știu. Ce că Balenciaga ăștia, mă, ești nebun la cap. Mă, de ce s-au găsit, ești nebun la cap, indianul cu chinezul. Ce ai, boss? Asta e next level. Ia uitați și aici. Ia uite, mă, știa, ce sunt? Sunt easy, basically. Easy. Nu? Easy. Ah. How much is this? 260. Deci ăștia sunt 35 de dolari. Nici nu sunt mult. Și tipa e... Răguță. More or less. Da. Bă, asta eu mă așteptam să fie ceva mai nașpa piața, adică să arate mai rău, dar nu. Ia uitați, rochia asta. Ce mi-ar fi convenit mie să găsesc ceva Adidas, chestii ce port eu, mă, un Under Armour, un... Nu, dacă pe aici mă duc, Angela, mama, dracu. Ia uitați aici. Am intrat așa ca să nu bată la ochi.
că mă duc doar la standurile la care sunt femei. Uite, de exemplu, nu înțeleg cum poți să porți asta, bă. Uite cum o văd eu, da? Cu camera asta albă. Nu înțeleg cum poți să porți aia pentru că e foarte groasă. E foarte groasă, that's what she said, but in fact she didn't. Eu am niște cash. Dacă găsesc ceva ieftin care să-mi surâdă, aș lua eventual. Dar trebuie să vedem ce. Ia uite și pe asta. Mamă, bă, deci da, chiar. Uite, astea sunt de iarnă. Și cauza asta e de Gore-Tex. Bă, asta arată marfă de tot. Asta chiar arată bine, geaca asta. Îmi place. Ia să vedem. Bă, dar era un magazin, mă, trecusem eu pe lângă el. Uite, uite, tipul ăsta a venit exact de la un magazin din ăsta de aici. Era la un magazin cu o tipă super drăguță. Și aș vrea să o văd, dar că nu știu unde exact. Ah, da, da, aici era, la astea, da, da. Uite, uite de aici. Mamă, cât de drăguță e tipul ăsta. Cu pantaloni. Vreau să întreb cât costă ăștia, de exemplu. Stai că stau aici și vorbesc. Nu știu ce discut exact, se certă cu femeile astea două. Și vreau să întreb și eu. Just one question, how much? 300 this one, perfect, thank you. Atâta voiam să întreb cât costă urățenile astea și dacă cineva le cumpără. Ia să vedem. Mamă, stați că am mai văzut niște de la și urâți de tot. Ia uite, frate. Ce să măia, să moară fata mea. Deci vreau să întreb. One second, sorry. Mamă, deci ăștia sunt cele mai urâte chestii pe care le-am văzut, poate și eu. Sorry. One question. How much are these? 400. Deci așa sunt 400. Are asta un interes să vândă, ești nebun la cap. Deci interes să vândă zero. Știți că e diferența majoră între ăștia și ea de prin Vietnam? Lumea e mult mai prietenoasă acolo, frate. Ești aici, ăsta așa. Da, ce? Da, da. Vrei să o cumperi? Nu? Bine, hai, pa. O altă diferență majoră pe care am văzut-o eu, hello? O altă diferență majoră pe care am văzut-o eu aici față de Vietnam, chiar dacă au ăștia foarte multe scutere, bă, toate sunt scutere electrice, boss, tot ce e aici. Deci toate astea sunt scutere electrice, tot. Iar asta e cel puțin interesant. Adică nu mă așteptam, știu că este o țară care promovează foarte mult și care investește foarte mult în tot ce ține de EV, de chestii electrice, dar nu mă așteptam, mâncăm aici puțin mai încolo, dacă e, nu mă așteptam să fie atât de dezvoltat. Haideți să vedem acum unde mergem, hai să intrăm pe aici, să vedem ce trafic de sunt pe aici. Hai, sunt ciorapi. Nu știu ce e aici. A, e restaurant ceva. A, da mă, asta e restaurant aici. Bine, restaurant, un fel de cantina săracului, cred. Hello! Da. Uite-le pe fetele astea, da. A, go! Go there. No, no, not now, a bit later. But what? What food is this? Rice. Ah, rice. Yeah. Aha. Okay. You choose here. Ah, you choose there what you want to eat? Yeah. Okay. Many, many. Chicken. Many things. Chicken. Fish. Chicken, everything, all the food. You see. You 20 yen, 3 piece. Oh, 20 yen. Ah, okay. Sorry. Thank you. Deci, mi-a zis 20 de ieni. Nu sunt mă, ioani, de ce a zis ieni? Ieni nu sunt aia japonezi. Deci am văzut, mă, ce mai agresivi sunt ăștia cu... Da, hai să intrăm pe aici. Ce mai agresiv sunt ăștia cu ceasurile, boss. Și sunt pare, bine, probabil că vând și
au și prețurile cele mai mari, deși și gențile ați văzut că erau... Aici unde ajung? La metrou? Unde ajunge aici? A, uite, aici e o cafenea. Nu, nu, cred că e cafenea. Uite aici, șepci. A, aici zice pentru femei. Ia, hai să intrăm să vedem ce se găsește. Da, aici, cum îl chem așa? Aici se vede ceva mai aranjat. O, și e mai și e răcoare. Ia uite și pasta, boss. Hello. Ah, just for women. Okay, Florian, okay, thank you. Hai că mi-a zis să mă duc la etajul 5. Mamă, fiți atenți ce e aici, boss. Deci uitați-vă până unde e ăsta, noi suntem la etajul 2 și de-abia de la etajul 5 încolo încep pentru bărbați, la etajul 9 avem cu mâncare, diamond floor, că lucruri mai scumpe. Hai să mergem, uite, de la 9, hai să o luăm de la, nu, 5, hai să mergem la diamond direct, mergem la etajul 7, hai. Îmi place cu această cameră, poți să-mi dau seama care sunt suprafețele care sunt de fier, da? Uitați, de exemplu, metal, de exemplu, aici asta nu se prinde că e plastic. Aici, dacă prin camera, stă. Hai că vine acum. Aici e 3. De ce îmi zice 3? Asta e liftul cu numărul 3, cred, nu? Da. E liftul cu numărul 3 ăsta. Hai bă, 2. Da, perfect. Sorry. Hai să luăm până la etajul 6, luăm, nu, hai să luăm așa. O luăm așa pe rând. Ok, și am auzit etajul 7 și asta ar trebui să fie alea premium, nu? Doar pentru bărbați. Aici e mai multă liniște din câte văd. Care e concluzia? Că pentru bărbați este... Aici asta arată bine, mă, astea se vede că sunt locuri, uite, fall, winter 2023. No, aici arată excepțional de bine totul. N-am ce să mă comentez, n-am ce să comentez. Bă, un tricou dacă aș găsi sau o cămașă, ceva așa drăguț, să știi că... Parcă aș cumpăra. Bine, nu așa ceva. Dar ceva dacă aș găsi drăguț, ce mi-ar plăcea. Dar vedeți că aici deja e clar, e alt. E alt vibe. Sunt haine de, cum îi zice, nu de designer. Dar sunt complet diferite, frate. Deci asta nu are nicio legătură cu marketurile alea. O să ai prea pe acolo să mai vedem, pentru că mai sunt locuri, dar n-are nici legătură cu marketurile alea nașpa. Vreau și eu să găsesc un ceva ca Bentan Market, frate. Asta era scopul meu. Găsiți ceva de Bentan Market. Nu știu ce caut aici. Nu știu cum am ajuns aici, nu știu pe unde se iese pe aici. Unde dracu să mă aici? Ia uitați, o mașină electrică, a doua mașină electrică. Mamă. Ia uite, a distrus la totul. A treia mașină electrică. A patra mașină electrică. Avem mașină normală. În spate mașină normală. Oh, mamă, să-mi bat bula ce cădeam, frate. Am căzut de pe căcaturile astea. Ia uite, a treia mașină. A patra mașină electrică. Da, vedeți, nu eram atent. Nu, nu m-am dus cu piciorul, nu așa, m-am dus cu piciorul bun. Uite ce că ăsta e Michael Kors. Da, e Michael Kors, ăsta nu știu cât vrea pe el. Uite ce negociază aici cu tipul ăsta. Da, uite cât discută. Ar fost interesant de aflat cât costă Michael Kors ăsta. Mamă, ce negociază ăsta aici. Se negociază la mii, frate. Deci omul ăsta că cumpără întâmpenie. Thank you. A văzut aia și a dat seama, uite, electrică. Deci trecem pe lângă el, hai să nu mai cad. Na. Electrică. Normală. Electrică în spatele ei. Electrică acolo. Normală. Electrică.
Și ce nu înțeleg eu, toți urlă, ai copii, ai copii. Ce înseamnă chestia asta? Mă întreabă dacă am copii sau afirmă. Cumva am copii și nu știu, bine, sunt șanse. Continuăm. Electrică. Pui mort. Ceasuri. Electrică. În spatele ei, electrică. În spatele ei, altă electrică. Deci căldura mă sparge, pur și simplu sunt acum afară, mă prind de cât de 2 ore. Ia uitați. Deci nu. Electrică. Căldura, frate, mă sparge, repet, sunt de 2 ore pe afară și nu, pur și simplu simt că am obosit. Mă simt obosit. Toate scuterele astea, toate de aici sunt electrice. Și zona asta în care suntem acum nu e printre cele mai ok se vede, adică cred că ar fi destul de dodgy să mă plimb pe aici noaptea, mă gândesc, dar nu vin noaptea pe aici. Ia uite-le pe astea, ce e aici? Toalete. Ia uite bus. Toaletă. Hai să intrăm la toaletă. Bă, culmea. Nu e de fier. Credeam că e de fier, mă. Bă, culmea, dar nu e foarte murdar, să știți. Eu mă așteptam să fie murdar, stai să fac și pipi. Nu o să vă arăt nimic, vă dați seama, dar voiam să vă spun că e super interesant pentru că eu când călătoresc, mai ales pe căldură din asta. Era un pic too much să vorbesc acolo. Dar unde te speli pe mâini? Nu am șos să mă speli pe mâini? Nu am ceva, apă, nu am nimic aici. Uite, pentru femei, uite-mă acolo, așa. Ce voiam să vă zic. Eu de obicei pe căldura asta eu nu merg cu chiloți, eu sunt doar cu boxerii pe mine și atât. Și pentru că nu merg cu chiloți, când fac pipi de multe ori, eu nu mai îmi dau jos pantalonii. Ridic 14 cracu și aia e. Informații nenecesare despre viața de backpackerilor. Bă, dar mișto, foarte, foarte curate toaletele aici, boss. Foarte curat. Gratis, adică nu trebuie să plătești nimic. Dacă trebuie asta înseamnă gratis, nu trebuie să plătești nimic. Nu trebuie să zici gratis, nu trebuie să plătești nimic. Poți pur și simplu să zici gratis și lumea o să înțeleagă. Ia mă, hai să luăm și noi metrou în Guangzhou, că n-am mers cu el deloc și vreau să văd dacă e diferit față de ăsta din Shanghai. Agree and obtain card. Please read the agreement. Ok. Gata, am trecut de security. A, da, mă, uite, asta e ce mișto. Apa. Dar cum eu cumpăr, să știu, aș vrea. Deci asta, apă. Eu nici nu știu unde vrem să mergem acum, că ne avem un plan să mă suim metrou. Dar nu mai contează. Hai să mergem cu metrou prin Guangzhou. O diferență majoră pe care am văzut aici, atât de faptul că aici au security. În celelalte părți nu aveau security. Ia să vedem. Perfect. Și am trecut. Și acum mergem. Aici era unul de la Security Services, cum ziceam, care se uite. Și problema este, na, nu-ți face nimeni nimic că filmezi, dar pot să se plângă oamenii, să zică, să te ia la investigații. Și cea mai nasolă chestie pe care poți să o pățești este să-ți ia materialul. Și asta pentru mine ar fi horror. Am aici 2 zile de filmat și ar fi nasol. Luăm orice metro towards Guangzhou South Railway Station. Hai să luăm așa. Ce se întâmplă? Nada. No problem. Whatsoever. Dar mamă, deci ce e aici în metro ăsta? Ne băgăm pe aici, da. Aș vrea să mă duc în partea cealaltă, că era o... Nu mai contează. Știți voi ce era? Așa. Drăguță tipa aia, dar e genul de fată cu care dacă vorbești, te vizitează justițiarul de Berceni împreună cu Alex. Ce nu ți-a dorit chestia asta?
Aoleu. Mie știți că plac astea mai mature. Știți că mă cunoașteți bine de tot. Nu-l trimiteți pe justiția Nu-l trimiteți pe justiția de după. Da. Vă rog, mult. N-am făcut nimic. Am ajuns la un memorial pe care sincer să fiu, îl aveam pe listă să-l văd. Uitați aici, vedeți tot asta de security, cum verifică ăștia și ce verifică. Mi-a verificat-o pe doamna aia. Mie să știți că asta cu telefonul și cu o singură aplicație tururul de mult mi se pare foarte bun. De-aia avem telefoane, frate. De-aia sunt telefoanele făcute, nu? Pentru a ne face viețile mai ușoare. Ah, și aici urcăm, ieșim la suprafață. Și asta este China in a nutshell. Uitați-vă cât de mișto e arhitectura aici, frate. Deci ai podul ăsta verde, clădiri mari sus. Asta este un magazin, să uitau doamnă dubios la mine. Aici, uitați, este o străduță. Asta este in 100 meters, cross the street and turn round. Stai că îmi vorbește asta, frate, de pe aplicația asta. Și mă enervează. A, da, asta este China. Infrastructură verdeață, pentru că și în Guangzhou foarte multă verdeață. Și da, construcții. Se construiește în tâmpenie. Mamă, și uitați-vă aici cât de mișto e podul ăsta. Deranjează puțin că se construiește acolo, dar uitați-vă cât de calume e podul ăsta ca să poți să urci și să cobori cu scuterul. Deci ăștia se gândesc la tot, frate. Nu există. Asta e chestia care mă surprinde foarte mult la oamenii ăștia aici, la țara asta. Și chiar vreau acum cu un prieten. Că, bă, oamenii au aceleași probleme, se lovesc de aceleași situații zi de zi, nu contează. Turn left, then in 40 meters, walk down the stairs. Ah, da, e ăla, mă, e harta. Uitați. In 40 meters, walk down the stairs. Trebuie să trecem podul ăsta. Trebuie să nu deranjăm pe doamna. Așa. Uitați-vă cât de frumos poate să fie. Mă deranjează. Walk down the stairs, then in 30 meters, continue ahead. Comentez. Deci da, oamenii au același probleme peste tot. Nu contează unde ești, nu contează ce viață ai și dacă vă uitați aici, poate să vă puteți da seama câte mașini sunt electrice. Electrică, electrică, electrică stânga, electrică, 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 ia uite. Electrică, electrică, electrică. N-ai bă, ce să le zici. N-ai bă, nu se poate așa ceva, să-mi va piciorul. Deci e out of this fucking world. Și uitați, pe aici cobori. Deci ai și pantă de urcat. Și poți să și cobori, evident. Foarte bine gândit. Foarte bine, deci e. Și nu mi se pare că e atât de multă poluare pe cât pe cât mă așteptam. Uite, vreau doar să nu deranjez lumea. Cu oamenii săraci sunt cu scooter, eu sunt cu mine. Foarte tare, bă, foarte tare. Bravo, bă, China. Bravo, frate, mi-ai dat-o la temelie. Te-ai pișat pe mine. Iar acum am ajuns într-o zonă care mi-aduce aminte de Hanoi, frate. Călătorind îți dai seama toate chestiile astea cu influențele pe care le-au anumite țări asupra altor țări. Dați-vă puțin. Deci asta este o zonă extrem, extrem de populară, să zic așa, de, nu știu, manufacturi, se fac chestii aici, se vând lucruri. Deci nu, asta este fil de Vietnam. Bine, în Vietnam probabil că e corect să spui fil de China, că ăia replică. Uite, cupru, mai avem puțin și ajungem la templu. Iar vedeți aici, mamă, și am găsit o străduță super cute. Nu știu ce e aici. Uitați-vă cât de frumos poate să fie poarta asta. Și aici în față am mai găsit un magazin care tot așa, nu știu, magazin. Era să zic terasă, nu e terasă. Dar aici ceva foarte frumos, cu flori drăguți. Arată mișto. Și exact în stil, mamă cât de mișto, în stil pur asiatic. Uitați, asta îmi place mai tot, străduța asta. Uitați-vă cât de drăguță e. Poți să-ți cumperi de aici, ce este asta, lumânări? Cred că da, super drăguț. Așa, în stil asiatic, bă. Mergi pe strada unde se vând toate prostiile și ajungi la templu.
Nu știu că este templul care l-a luminat ca lumea tot noaptea, că sunt câteva temple. E un templu care e luminat noaptea, așa dată excepțional. Ala, uite, zice cum trebuie să intri. Hai mă, că n-are cum să nu mă lase în pantalon scurție și nebun la cap. Nu, mă lase, sigur. Ar fi culmea să nu mă lase în pantalon scurție. Sunt 70 de grade afară, boss. Deci o căldură de crapi. Wow. Cât de frumos. Super frumos. Ah, there, outside. Ok, thank you. Deci mi-a spus că nu pot să-mi cumpăr cu Alipay, trebuie să-mi iau cu WeChat. Uite, WeChat și Alipay. E 5 de ăștia, frate, nu? Hello? Want? Hai să vedem, mă lasă cu cash sau nu? Așa. M-a lăsat cu cash. Deci am încercat, frate. Mamă, cât am mai biletul. Deci asta, ia uite-ți, bă. Hârtia ăsta de 5. Zici că e... aia noastră de 5 lei. Da. Văd că tot așa la o fată drăguță. It's okay. Thank you so much. Oh, one minute. Ah, and you need to take care. Don't take the camera too so close the master. Ah, okay. Yes. Yes. Thank you. Thank you. Deci mi-a zis că nu am voie să mă apropie cu camera foarte să mă duc camera foarte aproape de a zis the master. Da, nu știu la cine se referă the master exact. Da, o să respectăm. A, da, sunt oameni ăștia, mă, sunt oameni ăștia. Mă gândesc de monks și să nu te apropii de ei foarte mult. Și e normal. Nu vrem să îi deranjăm pe oameni. Evident că n-am citit absolut nimic despre templul ăsta, nu știu nimic. Dar e impresiv. Uite, dacă vrei poți să donezi, bă, cu WeChat sau cu Alipay. Mamă, ce templu frumos, bă! Wow! Deci e wow asta. Cred că e excepțional să fie aici pe seară. Dar și acum arată atât de bine. Frumos de tot. Ce mi se pare mie foarte tare e că vedeți, sunt mulți tineri, mă. Foarte mulți tineri care vin și care se roagă. Asta înseamnă că au un grad de, cum se zice, adoption rate when it comes to religion, destul de ridicat, pentru că uitați-vă, numai tineri. Deci sunt absolut numai tineri. Și pentru prima oară mi s-a întâmplat astăzi să văd lume care să fie așa cumva reticentă la cameră. În mod normal, sunt destul de ok. Evident, eu venim din Filipine, nu sunt ca filipinezii care, basically filipinezii, când aud că faci ceva pe YouTube sau cu social media, înnebunesc. E așa cumva, lumea se uită curioasă, dar rar am pățit să nu-și dorească să apară sau să comenteze. Aici mi s-a mai întâmplat, am văzut câteva grimase mai dubioase. Iarăși tineri. Bine, tinere. Și uite, hair in tune pagoda. Dar nu-mi zice mai sus ce e cu pagoda asta. Dar îmi spune că e hair in tune. Nici nu știu ce înseamnă hair in tune. Uite-mă cum se roagă lumea, bă. Sorry. Am lovit-o pe fata aia, să mă rog ce prost sunt. Este o pagodă foarte drăguță. Mă spune hair inhumed, nu mă cunoște ce înseamnă limba engleză. Hair inhumed. Hair păr inhumed. Nu cred că e ceea ce crede că e. Ia uite acolo, steagul României. Foarte frumos, în partea aia sunt toalete. Dar foarte, foarte frumos, vă, acest templu. Deci e interesant, în video-ul ăsta ați văzut. Le-am amestecat așa pe toate. Dar pentru că timpul a fost foarte scurt și research-ul cumva a fost inexistent. Din cauza motive super evidente. Ia uitați, frate, încă o dată. Uite flori aici. Pomul ăsta, copacul ăsta mare, mă impresionează. Da, și uite, singurii oameni așa de vârsta
a doua. Asta ca să ies eu bine, o bag pe asta cu vârsta a doua, că erau de vârsta a treia. Că dacă îi bag pe ei de vârsta a doua, înseamnă că mă simt eu de vârsta a întâi. Dacă le zic de vârsta a treia ei, înseamnă că știu de a doua. Și trebuie să accept că... Da, cam ăsta e adevărul. Ia, uitați, apă, poți să ții aici dacă vrei. Uite pe domnul ăsta, frate. Frumos. Cât a costat asta, mă? Cât înseamnă 5 ani de ăștia? 5 ani? Înseamnă zi 70 de cenți. Stați că m-am așezat și aici să stau liniștit și e un domn care îmi cere niște bani. Și are să-i dăm niște bani, că oricum vreau să scap de bani ăștia. Să vedem ce îi dau. Îi dau 5 de ăștia? Nu, mă, îi dau 2 ioni. Înseamnă, îmi comentează ceva? Nu, încă. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Bye. I-am dat 2 ioani. Nu i-am dat puțin, nu e un dolar. E un căcat cât e. 2 de aia cât înseamnă. Păi dacă 5 ioani e sub un dolar, i-am dat 30 de cenți, ceva de genul ăsta.